Evenimentul de astăzi, denumit Lightroom și care cumva a adus lumina mai aproape de cei care sunt implicați în campaniile electorale, a fost organizat de către Comisia Electorală Centrală în parteneriat cu Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, de a scoate în vizor încă o dată subiectul care este unul actual, agresivitatea în campania electorală. Și de fapt am vorbit despre etica care poate și trebuie să persiste, care ar fi normele de conduită de care trebuie să se țină subiecții implicați în campania electorală. Pentru că comportamentul concurenților electorale în mare parte depinde de acțiunile sau faptele realizate de către deci. 10% din politicienii din Moldova sunt agresivi pentru că așa sunt ei ca persoane, așa cum fiecare dintre dumneavoastră are o doză anume de agresivitate în sânge, în propriul caracter, la un moment dat ea se manifestă, așa sunt și politicienii din Moldova. 30% din politicienii din Republica Moldova sunt agresivi sau se manifestă ca și actori politici agresivi ca și răspuns la agresivitatea cu care au fost tratați. Astăzi am deschis ușa și am vorbit pe șleau despre un fenomen care se accentuează înainte de campaniile electorale, despre agresivitate și despre etică în procesele de pregătire a candidaților sau candidatelor. Am vorbit despre fenomene cum ar fi violența psihologică și care sunt efectele asupra fiecăruia din noi. Am încercat să oferim diversitate, diferite opinii, specialiști în domeniu care ne-au arătat diferite aspecte pe care noi zi de zi poate și nici nu le observăm, dar păstrând cadrul electoral, ceea ce nici ne-am dorit, să ridicăm un semn mare de întrebare. Scopul a fost, cred eu, atins, pentru că publicul a plecat cu acel semn de întrebare acasă. Ferește-ne, Doamne, de sabie, de venirea străinilor și de războiul dintre noi. De sabie ne mai putem apăra, de venirea străinilor poate că nu e cazul să ne apărăm, este o întreagă discuție aici, dar de războiul dintre noi, cu războiul dintre noi, cum rămâne?